Bună seara! Dragii mei, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. Astăzi numai pe internet și astăzi, în ajunul Paștelui, aș dori să fac o emisiune specială. O emisiune în care să nu-i mai bag în seamă pe politicieni. Să fie un gest de frondă la adresa politicienilor a vieții sociale de astăzi din România. Astăzi aș vrea să vorbim doar despre bine. Astăzi nu voi critica pe nimeni, nu voi trimite săgeți otrăvite înspre nimeni. Astăzi, pur și simplu, vreau să vă povestesc un vis. Visul meu. Dragii mei, am intrat în această combinație, Actualitatea Românească, Nașul TV, Meritocrația. Am scris această carte. Nu pentru că mi-aș dori glorie, nu pentru că mi-aș dori dregătorii, funcții, celebritate sau mai știu ce. Am făcut tot ceea ce am făcut până acum și mă cunoașteți voi astăzi, așa cum mă cunoașteți, dintr-un singur motiv. Pentru că am un vis. Visez la o lume altfel. Visez la o Românie mai bună. Visez să văd în jurul meu oameni fericiți, oameni care să nu mai sufere, oameni care să nu mai fie încrâncenați, oameni care să nu mai aibă în această viață ghinionul de a trăi un iad. Mi-aș dori ca viața oamenilor din jurul meu să nu mai fie iadul pe pământ. Poate nici raiul, dar să fie o lume mai bună. Să punem mai mult accent pe suflet, pe dragoste, pe compasiune, pe generozitate și mai puțin pe ură, pe lăcomie, pe răutate. Plecând de la acest vis și având foarte bine structurat, pentru că așa este mintea mea făcută, este o minte analitică, o minte care atunci când visează ceva, începe imediat să și conjuge verbul a face, spre deosebire de foarte mulți oameni, de marea majoritate oamenilor care se mulțumesc doar cu a visa, eu am zis ok, îți dorești o lume altfel, ai un vis. Hai să punem pe hârtie care este visul tău, Laurențiu Primă. Și punând pe hârtie acest vis, s-a născut meritocrația și meritocratismul. Este un vis pe care vi l-am împărtășit vouă, telespectatorilor mei, și am avut surpriza să văd că foarte mulți dintre dumneavoastră vă autorecunoașteți, că visul meu este și al vostru, al foarte multora. Am ajuns la concluzia că visul meu este visul la milioane de oameni care își doresc o lume mai bună, fără încrâncenare, fără lipsuri, fără teroare, fără stresul, fără tensiunea de zi de zi pe care ne oferă viața de azi. Astăzi trăim într-un stres și într-o tensiune mereu mai mare și mai mare. Oriunde te uiți la televizor, oamenii se urăsc, se înjură, sunt încrâncenați. Fiecare vrea să-și ia unul altuia ceva. Fiecare vrea să dea o țeapă. Fiecare vrea să păcălească pe cineva. Mie nu-mi place viața asta. Cred că mai mult decât orice iubesc armonia, pacea, liniștea sufletească. Și mă doare când văd în jurul meu că am putea fi altfel și totuși nu suntem. Mă doare să știu că legile naturii, legile lui Dumnezeu, sunt unele și noi facem exact pe dos aici pe pământ. Și ceea ce este mai dureros pentru mine este atunci când se găsesc oameni care îmi spun că ceea ce vreau eu, că visul meu este o utopie. Adică Dumnezeu este utopie, adică legile naturii sunt utopie, adică legile firii, legile sufletului omenesc sunt utopie. Nu, dragii mei. Ceea ce îmi doresc eu este normalitate. Visul meu nu este altceva decât dorința de a ne integra în natură, în univers, în legile lui Dumnezeu. Ceea ce trăim noi astăzi este anormal. Nu vreau altceva, nu visez altceva, decât să ne întoarcem la normalitate. Să trăim în armonie cu natura și cu legile lui Dumnezeu. Ei bine, ce este visul meu? Visul meu se poate regăsi pe scurt
în programul Meritocrație. Și astăzi mi-am propus să vă povestesc acest vis punct cu punct. Primul și cel mai important lucru pentru că acest vis să se împlinească este să schimbăm societatea, sistemul, cum se spune. Acest sistem în care trăim astăzi nu poate fi reformat. De ce? Pentru că este atât de murdar, atât de defectuos, atât de anormal și imoral, încât nu ai ce să repari la el. Este ca o cangrenă la un picior. Atunci când tot piciorul este putred, cangrenat, n-ai ce să mai vindești la el, pentru că nu mai ai o bază pe care să construiești ceva. Singura soluție pentru o cangrenă este extirparea ei și, bineînțeles, după aia pus ceva în loc. Veți spune, stai mă, dacă îi tai piciorul omului, o să rămână șchiop toată viața. Dragii mei, mai bine îi tai piciorul și ai salvat viața, că după aia, dacă ai o minte inventivă, dacă pornești de la voința de a face bine, poți face, așa am învățat eu, încă de când eram copil, din orice dezavantaj poți face un avantaj. Mergând mai departe cu metafora piciorului amputat, vă pot spune că poți pune în locul piciorului amputat o proteză foarte performantă și poți ajunge, iată, să ai performanțe extraordinare chiar și cu un picior amputat înlocuit cu o proteză. Există dovezi, există exemple în viață de oameni. Nu o să vă dau exemplu cel mai notoriu al lui Pistorius, dar există mulți oameni care au trecut peste handicap și au performat. Exact la fel și în cazul meritocrației. Putem fără dureri foarte mari să înlăturăm acest sistem și să-l înlocuim cu unul umanist, unul care să ne ofere nouă, oamenilor, raiul pe pământ, aici, nu iadul, cum trăim astăzi cei mai mulți dintre noi. Primul punct al visului meu este trecerea la o democrație reală. O democrație reală nu poate fi decât o democrație participativă. De ce? Pentru că atunci când deciziile importante pentru țară le ia poporul, nu pot fi decât niște decizii bune. Niște decizii neinfluențate de corupție și de banii unor oameni foarte bogați care vor să profite de acea țară. Nu o să poată niciodată păpușarii să vină și să corupă tot poporul. Să spună, vă dau la toți românii câte 100.000 de dolari ca să votați să ne dați gazele de șist nouă, să vă distrugem și natura și apa și să vă luăm și toți banii. Ca să voi să fiți sărați și noi foarte bogați. Nu se poate așa ceva. Nu poți corupe un popor întreg. În schimb, o mână de reprezentanți care n-au nimic de câștigat de la popor, ei au câștigat în mod indirect. Au câștigat dregătoria prin care pot să câștige după aia bani de la cei cu bani foarte mulți. Da, în sistemul în care trăim noi astăzi, deciziile pot fi păguboase pentru noi, pentru popor, iar viața noastră poate deveni mult mai grea și mai urâtă decât ar fi dacă am avea o conducere care să-și exercite managementul în favoarea poporului, a cetățenilor țării. De-aia vă spun, nu trebuie să lăsăm totul în mâna lui Băsescu și a lui Ponta și a câtorva parlamentari, care oricând pot fi cumpărați de către cei bogați ca să devină mai bogați pe spinarea noastră, pe pierderea noastră. De aceea avem nevoie de o democrație participativă. Adică fiecare om să decidă, să voteze o lege importantă pentru țară. Atenție! Nu trebuie să mergem până la absurd. Să vrem să votăm noi 50 de legi pe an, legi ce înseamnă legi ordinare, legi făcute pentru administrare. Nu! Nu legile ce țin de administrarea țării trebuie să le votăm noi, ci principiile de guvernare, de conducere a societății. Adică, dacă are voie să exploateze bogățiile țării o corporație sau nu? Dacă este bine să exporți materie primă sau nu? Dacă este bine să lași în țară un sistem economic
bazat pe jaf și pe capitalism sălbatic în care câțiva să facă hiperaveri, iar majoritatea să sărăcească. Și așa mai departe. Toate, dar absolut toate, ideile de bază, gândite foarte mult timp, pritocite bine, analizate la sânge, sunt cuprinse aici. În această carte, în Constituția meritocrată, avem toate principiile necesare punerii unor baze sănătoase a societății românești. Și nu numai românești. Sunt convins că după ce vom instaura noi în România, se va întinde. Acest sistem va avea succes în toată lumea. Putem fi noi astăzi un exemplu pentru toată omenirea. Întâmplarea face ca aici, în România, să se fi născut și ideea și să fie și țara care ar putea aplica cel mai ușor acest lucru. De ce? Pentru că democrația nu este nicăieri atât de putredă cum e în România. Aș spune că democrația românească este călcâiul lui Ahile a democrației mondiale. Nicăieri nu e mai fragedă, mai labilă, mai vulnerabilă democrația decât în România. Dacă în Germania, în Franța, în Italia, în Spania, democrația este un rău suportabil, aici în România a devenit un rău insuportabil. Iată că tot aici în România s-a născut și ideea. Dumnezeu nu le-a făcut degeaba. Nu există coincidență. Credeți-mă, nu există coincidență. Așa a trebuit să fie. Ca exact în țara asta, care este parcă făcută pentru schimbare și pentru trecerea la un nou model, tot aici a trimis Dumnezeu și această carte și această nouă doctrină socială și economică. Nimic nu e întâmplător în lumea asta. Ei bine, pentru a putea face această schimbare de sistem social, nu este nevoie decât de un singur lucru. Ca visul meu să fie și visul vostru, a milioane de oameni. În clipa în care vom fi 1, 2, 3 milioane de oameni, de români, care vor avea același vis, o nouă societate construită pe alte principii, atunci schimbarea va veni de la sine. Nimeni nu ne va putea sta în cale, nici politicienii, nici păpușarii, nici armate, nici nimic. Atunci când voința noastră va fi una și aceeași a tuturor. De aceea țin această emisiune, de aceea aduc această luptă din care eu nu am absolut nimic de câștigat. Pentru că îmi doresc să vă împărtășesc acest vis. Îmi doresc ca visul meu și visul vostru să se unească într-un fluviu uriaș care să ducă la schimbare. Este foarte important să trecem la acest sistem și să renunțăm odată pentru totdeauna la partide, politică și politicieni. Trăiesc cu ferma convingere că în aceste trei elemente, în partide, în politicieni, în politică în general, putem regăsi cel mai bine simbolul satanei pe pământ. Politica, partidele și politicienii nu sunt altceva decât întruchiparea răului. Uitați-vă la ei, câtă ură, cât venin, câtă nenorocire, durere și suferință au atras asupra noastră, asupra oamenilor, a cetățenilor de rând. Societatea de astăzi nu este altceva decât un sclavagism perfecționat. Societatea de astăzi înseamnă ca milioane de oameni, zeci de milioane de oameni, să muncească de nebuni pentru o farfurie de mâncare și un acoperiș deasupra capului. Este cazul vostru, al tuturor, a majorității, din 20 de milioane de români, 19 milioane și munciți ca sclavi zi de zi, alergați într-una, vă distrugeți sănătatea și viața ca să puteți supraviețui, să trageți mâța de coadă de la o zi la alta. Și faceți toate acestea și creați valori prin munca voastră uriașe care se regăsesc în profituri, în beneficii, în favoarea o mână de oameni, poate 1000 de oameni, dar o minoritate în orice caz, sub 1% din populația țării. Asta este sclavagism. Când 19.900.000 de oameni
muncesc de dimineața până seara fără să nu beneficieze de cât? De o farfurie de mâncare și un acoperiș. În favoarea a 100.000 de oameni care strâng averi incomensurabile, care se bucură de viață la Monte Carlo, care au iahturi, elicoptere și așa mai departe. Eu nu vreau să vă instig împotriva lor. Vreau să vă spun că asta se numește sistem sclavagist. Este un sclavagism modern, dar este mai odios, mai ticălos decât sclavagismul din antichitate. Pentru că este un sclavagism mascat. Sunteți manipulați și făcuți să credeți că sunteți fericiți, că trăiți într-o societate minunată, că ce bine vă merge, că aveți tabletă, că aveți mașină. Da, sclavii acum 2000 de ani nu aveau tabletă și mașină. Voi aveți. Da, prețul imens. V-ați pierdut fericirea, familiile, v-ați pierdut liniștea sufletească, v-ați pierdut sufletele curate. Nu mai aveți nimic. Doar o viață nebună. Și o luptă permanentă de supraviețuire pentru ziua de mâine. Și toate acestea au la bază partidele, politicienii, politica în general. Pentru că aceștia sunt factorii care produc în societate animozitate, contradicție, care fac să existe ura, lăcomia. De aceea vă spun, putem supraviețui și fără ei. Orice pădure pe lumea asta supraviețuiește și fără lupi, și fără urși. Îmi spunea cineva odată, păi tocmai că nu se poate pădure fără uscături, fără lupi și urși. Ba, se poate, dragii mei. În Germania, vă dau un singur exemplu ca să înțelegeți. În Germania sunt păduri ca în România. Dar au exterminat total urșii și lupii. În orice pădure te duci în Germania, nu riști să fii mâncat de urs sau de lup. Așa au considerat nemții că e mai bine. Nu s-a întâmplat din nimereană. Pur și simplu asta a fost decizia la nivel înalt, să se extermine total animalele periculoase pentru oameni din păduri. Te poți plimba liniștit prin pădure, nu riști ca aici la Brașov să te abați 10 metri de la drum și să-ți iasă ursul în cale să te omoare. Acum, eu nu zic că e bine așa, să extermini urși și lupii. Eu nu zic că trebuie exterminați oamenii care sunt astăzi în politică. Pur și simplu trebuie să li se ia instrumentul din mână. Oamenii aceia să se întoarcă în civilie, între ghilimele, și să nu mai existe acel instrument numit politică, să nu mai existe instrumentul numit partid sau politician. Să le dăm jos colții și ghearele lupilor și urșilor. Asta propun eu, de fapt. Să-i facem nepericuloși, nu să-i ucidem. De ce e acest lucru necesar? Pentru că politica, partidele și politicienii nu fac altceva decât să fie concentratori de șmecherie. Dacă în politică ar fi făcută lumea în așa fel încât să acceadă doar oameni de valoare, doar oameni de înaltă moralitate, oameni de calitate, aș spune eu, băi, nu e așa, trebuie să vedem cum facem altfel, să fie o democrație participativă, dar să rămână cu un rol activ și politicienii. Dar nu e așa. Legile societății, ale sistemului, sunt în așa fel făcute încât, uitați-vă, nu numai în România, în toată lumea, politicieni în partide sunt numai șmecheri, oameni răi, lacomi, puși pe furt, bandiți, ticăloși. Că așa e făcută lumea. Așa e făcută. Niciodată nu o să ajungă mielul șef de haită de lupi. Niciodată. Astea sunt legile naturii. Numai șmecherii, numai infractorii, numai mințile diabolice se pot înregimenta în partid și pot să-și dorească să ajungă în funcții de conducere ca politicieni. Dacă ești un om onest, de bun simț, nu te poți duce alături de ei. Că vezi câtă mizerie e acolo, câtă corupție, câtă ticăloșie. De aceea vă spun, societatea actuală stimulează, încurajează șmecheria și șmecherii. Cum? Printr-o justiție
și printr-o legislație făcută de către ei, de către șmecheri. Atunci când vom avea o justiție foarte corectă, bazată pe procese cu jurați, nu va mai putea fi coruptă. Că nu poți să corupi 10 oameni deodată, mai ales că nu știi cine te va judeca decât în ziua în care începe procesul. Atunci când legislația va condamna foarte grav corupția, atunci când vom avea o lege care va spune că pentru judecată strâmbă, pentru corupție în justiție, vei face pușcărie pe viață, nu vei mai îndrăzni să iei bani tu ca judecător sau jurat ca să faci omului o mare nedreptate. Nimic nu-i mai dureros pe lumea asta, credeți-mă, decât nedreptate. Să știi că ai dreptate și te duci la tribunal și judecătorul dă o sentință nedreaptă, te distruge, te macină, te aduce la exasperare, te aduce la sinucidere, faci cancer, te îmbolnăvești, nu poți trăi cu asta. Nedreptatea este cea mai gravă boală a societății de astăzi. Trebuie să facem în așa fel încât nedreptatea să fie eliminată, dacă se poate total, nu o să se poată total. Dar dacă în judecătorul sau juratul va ști că îl paște pușcăria pe viață pentru o șpagă de 10.000 de dolari, mă îndoiesc că se va mai lăsa corupt judecătorul. Sau probabil 99,99% dintre judecători nu vor risca așa ceva. Vor exista și nebuni, tembeli, care o vor face poate, sau disperați. Da, dar perfecțiunea nu se poate. Dacă ați ajuns să ai justiție în procent de 99% corectă, e o mare realizare. Să ai o legislație care să descurajeze furtul, ticăloșia, răutatea, lăcomia. Iată, asta este ceea ce trebuie astăzi. Nu o justiție care să încurajeze cum este astăzi. Este incredibil. Pedepsele pentru lucruri deosebit de grave, pedepsele pentru șmecheri, au scăzut la o treime conform noului cod penal. Păi de ce, vă întreb eu? De ce au dat politicienii un nou cod penal care să scadă pedepsele pentru infracțiuni grave la o treime? Este evident. Politicienii dau legi care încurajează fără de legea și ticăloșia. Unde vor duce societatea în felul ăsta? Ce societate construim noi astăzi? O societate în care, fără de legea, furtul, corupția, înșelăciunea, violența sunt încurajate? Că asta este. Este o încurajare. Când știi că poți să furi, să iei și pagă, că nu mai faci pușcărie. Când știi că poți să faci orice ticăloșie, să faci un abuz, să faci un rău cuiva și să faci pușcărie că la domiciliu. Adică concediu pe viață, tată. Asta înseamnă un sistem putred, ticăloșit, cum îl numea domnul Băsescu. Noi trebuie să facem o legislație foarte dură, foarte aspră, nu ca să facem rău cuiva, ci ca să descurajăm faptele reprobabile. Eu nu-mi doresc o legislație aspră, nu-mi doresc 10 ani de pușcărie pentru șpagă, pentru că sunt rău și vreau să-i facă rău vreunui om. Nu. Îmi doresc, visez la o legislație foarte dură, astfel încât omul rău, omul posedat de Satan, când vrea să fure, când vrea să ia șpagă, când vrea să-și vândă, să-și trădeze țara, să se gândească, băi, stai așa, că eu fac asta. Dar dacă mâine, poi mâine, se întâmplă, se învârte roata, se schimbă sistemul și mă prind ăștia. Fac pușcărie pe viață. Păi mai îmi trădez eu țara? 99% vor renunța la a mai risca. Asta înseamnă că am făcut un lucru extraordinar de bun. Atunci când vom avea un ministru care va fi tentat să ia o șpagă ca să semneze un contract, gândiți-vă, să luăm un caz ipotetic. Ministrul economiei. Astăzi, dacă ia o șpagă ca să dea un contract de borduri, primește 3 ani cu suspendare. Adică nu primește nicio pedeapsă. Iar dacă în viitorul cod penal va risca 20 de ani de pușcărie, de muncă silnică, va mai risca el să ia
banii aia și pagă, știind că nu-și mai vede copilul și nevasta niciodată, că și-a distrus toată viața, nu va mai lua. Sau poate în procent de 90% nu vor mai lua. Asta înseamnă un mare câștig. Iar acei 10% care ori vor mai lua și paga și vor ajunge în pușcărie pe viață, nu trebuie să le plângem de milă. Au riscat în cunoștință de cauză și dacă totuși au făcut-o, înseamnă că satana e atât de puternic în ei încât sunt un simbol al răului și n-au de ce să stea între oamenii buni, trebuie să meargă să stea acolo, într-un loc separat, unde să nu mai aibă puterea de a face rău. Eu cred că trebuie să ajungem în secolul 21 să ne dorim o țară condusă de cei mai deștepți oameni, de cei mai valoroși, de cei mai competenți, de cei mai morali și mai ales de cei mai patrioți. Dacă tot trebuie să alegem o conducere a țării, și trebuie să o alegem, pentru că țara trebuie condusă, orice societate, orice organizație pe lumea asta este astfel construită ierarhic, adică oameni care conduc și oameni care execută. Păi dacă tot trebuie să avem niște conducători, dragii mei, de ce să nu-i punem pe cei mai valoroși, pe cei mai capabili, care pot asigura un randament maxim al societății, al economiei, astfel încât să avem garanția că noi, cetățenii, culegem roadele maxim posibile. Dragii mei, dacă ai un pom care face fructe, de ce să nu îi tunzi crengile primăvara, știind că dacă îl tunzi și îl cureți, îți va da roade mult mai multe și îți va fi ție mult mai bine. Așa și cu conducătorii. Dacă noi știm, românii, că făcând o selecție riguroasă a celor ce ajung să conducă România pe baze științifice, de ce să ne alegem astfel, pe baze științifice, ca să punem acolo niște conducători valoroși care să ne asigure nouă un trai mai bun? De ce să alegem oamenii ca pe Petre Roman, după Plover, sau după cât e de carismatic, sau după cât e de gură mare, sau după cât este de mai știu eu ce, de simpatic? Păi alegem după Plover, sau după simpatie, sau după carismă, dar trăim prost după aia. Pentru că puteam să punem unul urât, unul cu un picior strâmb, unul care are o cicatrice pe față, sau care n-are ochi albaștri, ci căprui, și care să ne facă să trăim mult mai bine. Pentru că este mult mai capabil, pentru că este mult mai inteligent, pentru că este mult mai valoros. Ce ne interesează pe noi? Să punem carismatici? Pentru că astfel se fac alegerile în democrație, după carismă. Niciun președinte nu este ales în lumea asta după valoarea lui individuală, că nu dă nimeni test să vadă cât e de valoros. Președinții sunt aleși după carismă. Păi, dragii mei, carisma ne interesează pe noi sau să trăim mai bine? Ce este utopic în a-ți alege conducătorii la fel cum se aleg într-o mega corporație? Sunt multe corporații în lumea asta care au buget mai mare decât bugetul național al României și își aleg conducătorii pe bază de valoare. Păi da, dar acele corporații fac profituri uriașe anual și corporația numită România face deficite, adică pierderi anual. România în 25 de ani post-revoluționari n-a avut niciun an pe câștig, adică pe excedent bugetar, numai pe deficit. Asta înseamnă că România a mers pe pierdere, an de an. Și am pierdut, în 25 de ani am pierdut 100 de miliarde de euro datorie, care nu am avut-o. Am pierdut toată industria, toată economia, le-am pierdut tot ceea ce înseamnă rezerve, bogății naturale, păduri, tot. De ce? Că am funcționat 25 de ani pe pierdere. Ei, dacă aveam un guvern, dacă aveam o conducere în acești 25 de ani, profesionistă, de valoare, cum au corporațiile, am fi făcut profituri de la an. Am fi fost toți mai bogați. N-am mai fi avut grijă zilei de mâine ca astăzi. Ce dau de mâncare mâine copilului? Cum îi cumpăr eu rechizite copilului că începe școala? Din ce bani au eu acum mielul de Paște? Că uite, mi-au blocat conturile, că nu mi-am plătit impozitul. N-am fi avut problemele astea. Am fi trăit probabil cum trăiesc elvețienii. Democrație participativă e acolo, dragii mei. Nu este nici acolo o societate
ca cea pe care o propun eu. Pentru că și acolo sunt politicieni, și acolo sunt interese, și acolo este o economie capitalistă, liberală, sălbatică, care are la bază, la fundamentul ei, principiul de a concentra mari averi în mâna câtorva și de a-i lăsa pe el să trăiască mai prost. Da, dar ăia, măcar acolo, au controlul prin democrația participativă și trăiesc mult mai bine. Oare este o întâmplare că țara cu cel mai înalt nivel de trai din Europa și cred că din lume este o țară în care au democrație participativă? E o întâmplare? E o coincidență? Cred că trăim într-o lume foarte strâmbă și prin faptul că, iată, se vorbește la televizor. Vedem în viața de zi cu zi că avem clanuri interlope, avem clanuri mafiote, avem clanul sportivilor, a duduienilor, a nu știu că... Dragii mei, ce societate e aia care recunoaște că trăiește în teroarea unor gangsteri, a unor satane, care nu fac decât să terorizeze marea masă a cetățenilor? Deci noi recunoaștem public, în mass media, la televizor, clanurile de interlopi, de indivizi, ticăloși care instaurează teroarea în societate, care ne iau taxă de protecție, care ne răpesc copiii, care ne trimit fetele la prostituție și așa mai departe, care ne fură casele când nu suntem acasă și totuși îi acceptăm ca pe un dat. Cum să accepți ca pe un dat? Eu vă spun, după mintea mea, ăștia n-ar trebui să existe. Este o aberație a sistemului, a societății. Cum să existe clanul sportivilor? Numai la gândul că eu, ministru de interne, numai să aud că există așa ceva și aș face revoluție. Cum adică să existe așa ceva, mă? Clanul sportivilor. Toți în pușcărie, pe viață. Nu trebuie niciun proces, nimic. Simplu fapt că au creat o organizație teroristă în societate care induce teroare. Este suficient. Dacă am dovedit că face parte din clanul sportivilor, nu mai trebuie să fi făcut nimic. Ce nevoie ai tu să creezi o asemenea organizație? De ce faci tu parte dintr-o asemenea organizație? Pentru a face bine? Vrei să ajuți casele de copii? Vrei să ajuți bătrânii? Deci, părerea mea este că astfel de organizații trebuie interzise prin lege să existe. Nu că stai că n-au făcut nimic. Cum adică n-au făcut nimic? N-au fost prinși pentru nimic. Că doar nu s-au organizat în acest fel ca să meargă împreună la biserică. Doar nu s-au organizat în acest fel ca să strângă ajutoare pentru bătrâni și copii. Deci așa ceva trebuie să dispară definitiv și total din societate. Trebuie să existe o lege clară care să spună organizarea, apartenența la organizații de acest tip trebuie să se pedepsească direct cu pușcăria pe viață ca să-i descurajeze să mai creeze clanuri de interlopi. Trebuie să eliminăm odată pentru totdeauna din societate răul. Iar acest rău se poate elimina doar coercitiv, cu legi foarte, foarte aspre, foarte, foarte dure, care să reprime instinctul de a face rău sau de a merge pe un drum greșit. Apoi, dragii mei, trăim într-o societate în care eu visez ca baza, ca atenția maximă să fie acordată educației și sănătății. De ce educației? Pentru că, iată, omul este rău nu pentru că s-a născut rău, ci pentru că a fost rău educat. Dacă copilul vede acasă că tata se gândește și vorbește cu mama, cum să dăm o țeapă, cum facem noi un ban, fii atentă, vecinul are, cum facem să-l furăm pe ăsta, să-i luăm ce are, sau cum facem să luăm și noi un contract cu statul, cum, pe cine mituim, sau așa mai departe. Normal că dacă copilul vede asta acasă, că se discută în familie, așa crește, așa se educă.
Astea sunt legile naturii. Puiul nu face altceva decât să imite adultul, părintele. Dacă mai merge și la școală și vede și la ceilalți copii apucături violente, răutate, normal că va deveni, se creează o psihoză în masă în rândul lor. Devin toți la fel. Pentru că nu poate să fie toți animați de ură și răutate și de violență copii și unul să fie foarte cu minte. Pentru că ăla devine un copil renegat, un copil îndepărtat, izolat. Și asta nu se poate, pentru că copilul e copil. El vrea comunitate, vrea să se joace și el cu ceilalți. Dacă nu-i ca ei, este eliminat. Și ce face? Se lasă de școală? Facem o școală specială pentru câțiva copii cu minți? Trebuie să facem să creăm un nou sistem educațional care să aibă la bază voința de a face bine, umanismul. Nu mai trebuie. La noi educația astăzi, știți ce este? Să te duci să-i bași copilului cu forța în cap, tot felul de informații care astăzi, să fim serioși. Azi nu mai este ca acum 25 de ani să fie nevoie să ai o memorie încărcată. Pentru că dacă n-ai memoria, nu poți, că e o bibliotecă imensă și du-te și caută acolo și pierzi 3 zile să-ți găsești informația. Trebuie să o ții minte. Acum 25-30 de ani era necesar să ai o memorie extraordinară, să ții minte, pentru că asta te diferenția de ceilalți care aveau nevoie de 3 zile să caute prin biblioteci. Nu puteai să fii doctor și, de exemplu, să spui în timpul operației, luăm o pauză, mă duc la bibliotecă să caut să văd cum se rezolvă problema asta. În ziua de astăzi, orice problemă ai, chiar și absurd, doctor să fii în operație. Ai un laptop lângă, ai intrat și ai aflat ce ți-a trebuit în fișier. E chestie de un minut. Ei bine, acum 30 de ani nu puteai să faci asta. Trebuia să ții minte. Da, dar astăzi, noi trebuie să adaptăm educația la noul nivel tehnologic la care se ajuns. Nu mai este nevoie să bagi cu deasila copilului în cap tot felul de lucruri pe care să le țină minte. Ei, noi tot pe aia mergem cu educația noastră. Trebuie să facem altceva în educație astăzi. Să creăm un nou om. O nouă mentalitate. Să creăm un copil evoluat din punct de vedere uman, sufletesc. Să inoculăm dorința și voința de a face bine. Să respecte natura. Să-și iubească aproapele. Chestiile astea de performanță în memorie și logică, sigur că da, vor face diferența între cei ce vor conduce țara și instituțiile și cei ce vor fi executanți. Întotdeauna va exista așa ceva. Dar nu s-a ajuns să ostracizezi un copil că n-a ținut minte poezia pe de rost. Dacă n-are aptitudini de acest gen, de ce trebuie chinuit, terorizat? Tot legat de educație, vreau să vă spun că nu este normal ceea ce se întâmplă astăzi. Eu visez să ne reîntoarcem la vremurile alea când știam fiecare om care e locul nostru în societate. Sigur că nu mi-a plăcut, copil fiind, să dau examen 3 pe un loc la facultate. Nu mi-a plăcut, recunosc. Nici actualilor politicieni nu le-a plăcut, pentru că majoritatea n-au reușit să intre la facultate pe vremea lui Ceaușescu, pentru că erau proști. Sau pentru că nu erau suficient de inteligenți ca să intre la facultate. Și au avut frustrări. Și cum au ajuns la putere și au schimbat sistemul, au făcut în așa fel încât să poată să facă 5 facultăți ala Duicu. 5 facultăți. Omul ăsta n-a reușit să intre la facultate în vremea lui Ceaușescu și era din ăsta care băga benzină în rezervoare, dar s-a răzbunat. Acum în sistemul nou și-a cumpărat 5 diplome de facultate plus doctorate. Păi, dragii mei, eu n-am nimic împotrivă. Să-ți cumperi ce vrei. Dar cum mai știm structura societății? Cum mai cunoaștem? Dacă eu vroiam să angajez acum 20 de ani pe cineva, știam, băi, îmi trebuie un măturător, o femeie de servici. Țața Veta, 10 clase, hai măturător. Bun. Dacă vreau să angajez un manager, un director tehnic,
Băi, știam, stai, să iau un inginer. Păi ce inginer iau? Păi iau unul din ăsta care a avut 10 media de absolvire. Le iau pe cel mai tare. Și știam, ăsta e cel mai bun. Sau, bă, nu-mi permis să plătesc unul din ăsta de 10. Un inginer care a fost, care a făcut și invenții și astea. Bă, dar iau un inginer mai de mediu. Bani mai puțin. Dar știam unde este fiecare, care e valoarea lui. Aveam o evidență clară a valorilor în societate. Astăzi, femeia de servici de la mine din companie e specialist în management, cu facultate și cu master în management. Astăzi, directorul are tot aceeași facultate, dar n-are masterul. Atenție! Păi bă, fraților, nu mai înțeleg nimic. Deci, femeia de servici are studii mai puternice decât are directorul meu comercial. Păi da, da, asta trebuie să învăț și învăț pe pielea mea, pe randamentul și eficiența companiei astăzi. Că am angajat-o întâi pe femeia de servici directoare și mi-am dat seama că e vai de capul ei, că și-a cumpărat diploma și că nu știe nici tabla împărțirii, dar m-a costat luni de zile de pierderi, de eficiență scăzută. Și după aia a trebuit eu să fac prin teste, înțelegeți? Să experimentez empiric, să determin care este cel mai bun dintre angajați pentru funcția de manager comercial. Că din 20 de angajați, toți au facultate. În ziua de azi, toți au facultate, frate. Toți sunt manageri, toți au făcut managementul. Oh, managementul, dreptul și ASU. Toți au făcut astea. Nu aveți, tată, care din ei are valoare de măturător și care are de director. Nu se mai poate. Știu că e dureros să te duci la examen, să fie 3, 4, 5 pe un loc și să nu intri. E dureros. Dar societatea nu se poate construi altfel decât așa. Pe bază de ierarhizare corectă a valorilor. Indiferent cât ar fi de dureros. Că nu poți să păcălești. Chiar dacă tu ai reușit să păcălești, să-ți cumperi o diplomă de specialist în management și masterul, tot la spălat WC-uri ajungi. Că poți să păcălești o lună, două, trei. Bun, dar când, până se prinde lumea și când s-a prins, te-a pus la locul care ți se cuvine. Și atunci la ce a folosit? Ai dat și banii pe o diplomă fără valoare? Te-ai făcut și de rușine și ai ajuns tot acolo unde trebuie să te pună viața. Că asta este. Nu ne face Dumnezeu pe toți la fel de deștepți. Nu suntem roboți. De aia e nevoie să reintroducem aceste examene care să scoată la iveală o ierarhie corectă a valorilor în societate. Cred că cel mai important lucru după sistemul social este sistemul economic. Astea două merg mână în mână. Avem nevoie să schimbăm din temelii sistemul economic. Nu sunt adeptul nici a socialismului, care mi se pare greșit, dar nici a capitalismului acesta liberal, neoliberal de tip sălbatic. Cred că ideal este un sistem economic în care să se ia ceea ce este mai bun și din socialism și din capitalism. Există lucruri bune și rele și în socialism și capitalism. Prin meritocratism am creat o nouă doctrină economică care îmbină avantajele celor două sisteme și creează un sistem economic, zic eu, ca bun cunoscător al sistemului economic, al economiei, ca practician, atenție, am creat un sistem economic cel mai apropiat de perfecțiune pentru ziua de astăzi. Un mix între economia socialistă și capitalistă, dar atenție, nu ca cel din China. Și în China este ceva, dar acolo nu este o armonie între sisteme. Discutam și cu partenerii mei din China. Sistemul economic din China nu este un mix de idei valoroase luate și din socialism și din capitalism, ci sunt două sisteme, capitalismul și socialismul, care sunt puse să funcționeze în cadrul aceluiași stat, aceleiași societăți. Deci ele nu se întrepătrund, ci doar ele sunt puse să conviețuiască împreună. Eu cred că trebuie luate principii și dintr-una și din alta și creat un nou sistem funcțional, un nou angrenaj performant. Acesta se regăsește în meritocratismul, această doctrină economică, a căror principale principii sunt următoarele. Cel mai important
Este un principiu la care visez și pe care sper să-l văd împlinit. Obligativitatea statului de a asigura un loc de muncă tuturor cetățenilor. Este baza, fundamentul unei societăți umaniste. Atunci când toți oamenii vor avea acces la un loc de muncă, nu vor mai avea atâtea drame. Nu vor mai fi oameni care să se sinucidă că n-au ce da de mâncare la copii. Nu vor mai fi mame care să-și părăsească copilul să se ducă să muncească în străinătate, să șteargă la cur boșoroși de prin alte părți și copilul să se sinucidă acasă de dorul părinților. Nu vom mai avea oameni cărora să le fie rușine să dea ochii cu copiii că n-au ce să le pună de mâncare, sandwich la școală. Nu vom mai avea drame de oameni care dau un cap la vecin ca să le fure porcul sau găina că n-au ce mânca. Nu vom mai avea oameni puși pe rele de foame, din lipsă și din necesitate. Este esențial, fundamental pentru o societate evoluată, umanistă, ca statul să-și asume această sarcină, să dea de lucru la toți. Nu cum face asta Sponta. Închidem Olchimul. Păi nu-i treaba mea, mă, ce trebuie eu să le dau de lucru la oameni? Păi nu. Astăzi, rolul conducătorilor, a șefilor statului, este să ia ciubucurile și păgile de la păpușari. Nu să asigure o viață mai bună oamenilor. Nu. Stai, mă, ce-i treaba mea, zice Ponta. Să fac să meargă, să dau de lucru la oameni? Păi asta trebuie să facă un prim-ministru? Da, domnule Ponta. Asta trebuie să facă un prim-ministru. Să se asigure de bunăstarea poporului. Să facă în așa fel încât oamenii să aibă de lucru. A, nu sunteți capabili. Asta presupune, desigur, organizare, management, profesionalism, dăruire, cunoaștere. Și voi nu le aveți. Ok? Dar atunci trebuie să plece ei și să vină alții care sunt capabili să facă asta. Organizare, management, profesionalism, dăruire. Să vină alții să facă. Sigur că da, ăștia noi care vor veni în meritocrație, vor trebui să aibă salariu de 100.000 de euro pe lună. Că altfel o să pună botul la șpaga de 1.000.000 de euro pe lună de la păpușari. Dar ce înseamnă pentru țară? Înseamnă să câștige enorm de mult din faptul că ăștia nu-și mai trădează țara și să piardă pentru niște salarii mai nimic, atenție. Numai prin desființarea Parlamentului se creează la dispoziție sume enorme. Toți banii care îi dai astăzi pe Parlament distribuie ca salarii pentru miniștri. Să vedeți atunci performanță. Dacă au de unde. Că prim-ministrului de astăzi sau miniștrilor de astăzi poți să le dai salarii $1 miliard pe lună. Că n-au de unde să scoată, că-s proști, că-s idioți, că nu știu. Dar ea pune acolo în funcția de ministru o super valoare și mai dă și 100.000 de euro salariu pe lună. Să vedeți atunci performanța. Un alt lucru foarte important este că în viitorul sistem economic, ceea ce ține de industrie grea, ceea ce ține de industrie energetică, ceea ce ține de siderurgie, de industrie navală, de chestii de genul acesta unde este nevoie de sume imense și unde de multe ori capitalul național nu poate să producă, astea trebuie să intre în sarcina statului. Statul trebuie să facă siderurgie, industrie energetică, am explicat în carte de ce și n-aș vrea să pierd vremea în această emisiune cu ele. Cine vrea să vadă logica, explicațiile, le găsește aici. Dar statul trebuie să dețină industrie, nu cu exclusiv, cu titlul de exclusivitate. Dacă se găsește vreodată un mare industriaș român și vrea să-și facă o fabrică de industrie navală, ceva, să facă bărci, vapoare, sigur că da, să o facă. Dar statul trebuie să dețină controlul pe energie, pe siderurgie, pe industria auto, pe industria exploatărilor, resurselor minerale ale țării. Și aici vin la un nou punct. Este imperios necesar. Este esențial. Trebuie pus la fundamentul viitoarei Constituții acest lucru. Exploatările de bogății naturale ale României să poată fi făcut doar de către statul român și în beneficiu de 100% al poporului român. De ce să dăm noi toată bogăția acestei țări unor bandiți, unor jefuitori
care să facă averi imense și nouă poporului, bugetului statului să dea 3%. 3% în batjocură. Păi ca și cum le faci cadou. Ce mi-e că îi dai 100% sau îi dai 97% din bogățiile țării? Păi astea sunt bogățiile noastre, ale românilor. Noi trebuie să beneficiem de aceste bogății. Noi toți 20 de milioane de oameni trebuie să trăim un pic mai bine de pe urma lor. Nu să trăiască fantastic de bine de pe urma lor 2-3 oameni, oligarhii păpușarii. Și, bineînțeles, bandiții care conduc țara și care se lasă mituiți să semneze contracte cu ei în numele nostru. Deci, tot ceea ce înseamnă bogății minerale nu trebuie exploatate de către statul român în beneficiul bugetului de stat. După aceea, iară, foarte important, nu este bine ca aceste resurse statul să le scoată și să le vândă așa, sub formă de materie primă. Nu! Toate aceste bogății trebuie să fie și prelucrate aici în România ca să putem crea valoare adăugată și să putem crea salarii mari, să putem crea locuri de muncă, că atenție, statul e obligat să dea un loc de muncă tuturor românilor care nu au altfel, dar prelucrând noi aceste materii prime, aceste bogății naturale, vom reuși să dăm de lucru la români și vom reuși să aducem valoare adăugată mare. Exportăm după aia produsul finit. De ce să exportăm lemnul cu $15 metru cub când putem același metru cub de lemn să-l transformăm în mobilă, să-l exportăm cu $150 metru cub? Iar diferența de la 15 la 150 să se regăsească în salarii pentru români și în venituri la bugetul statului ca să facem școli, grădinițe, spitale, șosele. Astăzi nu avem așa ceva. Astăzi nu avem în Constituție așa ceva. Nu avem legi în acest sens. De ce? Nu pentru că n-ar fi bune. Pentru că bandiții, ticăloșii care au făcut legile, au fost în slujba păpușarilor, iar păpușarilor nu le-ar conveni așa ceva. Că n-ar mai face ei averi nemăsurate pe spinarea poporului român și a bogăților României. De aia n-avem astăzi aceste legi. Nu că ei nu le-ar înțelege. Să nu credeți că Băsescu, Ponta, Iliescu, Văcăroiu, ăștia, nu sunt conștienți, nu cunosc ceea ce spun eu. Ei sunt conștienți, știu că e logic, că e de bun simț, că ar fi bine pentru noi. Dar ei primesc bani foloase ca să slujească intereselor câtorva oameni care se îmbogățesc pe spinarea sărăciei noastre. Alt lucru foarte important. În condițiile în care toți specialiștii vorbesc că în 5-10 ani urmează o mare criză alimentară și a apei din cauza schimbărilor climatice, este o crimă împotriva poporului să permiți să vină alte state, companii multinaționale din exterior să cumpere terenuri agricole în România. De ce? Că peste 10 ani vom ajunge să murim de foame în țara noastră, bogată și mare producătoare agricolă. Trebuie oprit acest lucru. Chiar cu riscul de a ieși din Uniunea Europeană, trebuie să interzicem vânzarea terenurilor către cetățeni, firme sau alte state din Europa sau din afara Europei. Nici nu contează. Un alt element foarte important pentru economie este ca statul să se îngrijească, să intervină acolo unde privatul nu poate. De exemplu, cui poți să-i ceri să irige toată câmpia română? Nu poate. Pentru că este fărâmițată agricultura, pentru că nu poate oamenii să se unească, să pună mână de la mână bani și să tragă de la dună rețevi și să facă aspersoare să irige. Asta numai statul poate să facă. Statul trebuie să o facă. Și va putea să o facă atunci când toți banii rezultați din exploatarea bogăților României vor intra în bugetul statului. Statul va trebui să facă irigații, să ajute agricultura. Statul va trebui să se implice în reciclarea și revalorificarea materialelor. Astăzi aruncăm valori imense. În haldele de gunoi se strâng averi imense. De ce? Pentru că nu e reciclat. Nici fierul, nici aluminiu, nici nimic, plastic, nici nimic. Este o risipă imensă. Tot statul trebuie să facă o nouă regulă
după care să funcționeze economia. Cel mai important este ca viitoarele guverne meritocrate să-și elimine total, și asta se va întâmpla prin Constituția meritocrată, ideea că mai poate statul să meargă pe pierdere. Trebuie interzis cu desăvârșire deficitul bugetar. Pentru că deficit bugetar înseamnă îndatorare. Înseamnă că noi mâncăm astăzi mâncarea copiilor noștri de mâine. Este imoral acest lucru. Trebuie, iarăși, la acest capitol al legislației economice, interzis deficitul balanței comerciale. Acest lucru se va realiza de la sine, prin exploatările resurselor țării de către stat și prin interzicerea exportului de materii prime. Va fi imposibil să mai ai deficit al balanței comerciale. De ce? Deficitul balanței comerciale înseamnă permanentă sărăcirea țării. Excedentul balanței comerciale, adică să intre mai mulți bani în țară decât ies, logic înseamnă creșterea nivelului de trai al cetățenilor acestei țări. Iar la domeniul legislației economice, foarte important este ca în viitor să nu mai impozităm la fel și munca și comerțul. Și producția și comerțul. Muncă sunt amândouă, îmi cer scuze, a fost o greșeală. Nu trebuie impozitată la fel producția și comerțul. Sau producția și cămătăria, adică sistemul bancar. Nu, tată. Pentru cel ce face producție trebuie să existe facilități ca să poată să producă. Pentru că altfel nu va mai produce nimeni în țara asta. Nimeni nu va mai construi fabrici dacă impozitul pe venitul fabricii este același cu al comerciantului. Păi e mult mai ușor să faci comerț. Trebuie să fii nebun. Să poți să câștigi la fel de mult făcând comerț ca făcând producție și totuși te-a pus să faci lucru care e mult mai greu, producția. La fel, băncile. Păi stai, tată. Banca. Ce face de fapt banca? Banca este forma legalizată a cămătăriei. Păi stai, tată, faci cămătărie, dar trebuie să plătești impozit mult mai mare decât cel ce face producție sau comerț. Pentru că altfel o să ne transformăm toți într-un popor de cămătari. Nimeni nu o să mai facă nimic în țara asta decât să dea bani cu împrumut. Nu se poate. Deci trebuie creat un echilibru. Pentru că altfel se creează dezechilibre ca cele din ziua de astăzi. Sute de bănci. Normal. Toți vor să-și facă bancă. Se fac cel mai ușor banii. Normal, toți vor comerț, că e mult mai ușor decât la producție. Dar cine mai face producția? Păi nu putem fi numai un popor de consumatori. Că dacă devenim un popor de consumatori, înseamnă că trebuie să importăm. Și importând foarte mult, ajungi la deficit al balanței comerciale și automat se răsfrânge asupra nivelului de trai. Deci trebuie create echilibre. Astăzi nu avem echilibre. De ce? Pentru că, din nou, ne întoarcem la ori la incompetența, ori la corupția celor ce conduc. Cum să vrei tu să pui aceeași impozit, 16%, și la ăla care vrea să creeze, să construiască un tractor, și la ăla care vinde tractorul? Păi nu mai creează nimeni tractorul, nu-l mai produce nimeni, toți o să vrea să vândă. Este o aberație. Alt lucru foarte important, tot din punct de vedere al legislației economice, trebuie interzise averile impozitate. Interzise, e un cuvânt prea dur. Trebuie impozitate cu 100% averile ce trec de o anumită valoare. Cel mai mare pericol este concentrarea averilor în mâna câtorva oameni. Nu este bine ce se întâmplă astăzi. Astăzi sunt pe planetă 100 de oameni care dețin mai mult de 90% din bogăția planetei. Este inadmisibil. Oamenii aia devin niște zei. Pot să cumpere pe oricine, pe orice, poate să transforme 7 miliarde de oameni în sclavi. De fapt, i-au și transformat. Trăim acest moment. Noua ordine mondială asta înseamnă. Câțiva, 100, 1000 de oameni dețin toată bogăția acestei planete și corup conducători de state și cumpără orice și fac orice, fac abuzuri imense. Iată, fac războaie, invadează țări, jefuiesc țări, cum e Libia. Cazul tipic. Au creat un război. Au trecut prin foc și sabie o țară întreagă ca să-i fure petrolul. Asta înseamnă când au armate, NATO-i a lor,
fabricile de armament al lor, băncile al lor, fabricile de medicamente al lor, totul e al lor. Fac ce vor cu țările. Nu mai contează. Vor să fure ceva, fură, fără să stea pe gânduri. Jefuiesc tot. Sunt abuzuri imense și asta dintr-un singur motiv. Pentru că după anul 2000 s-a trecut la acest capitalism neoliberal sălbatic care a dus la concentrarea, criza din 2008, pentru asta a fost făcută. Pentru concentrarea capitalului în mâinile lor, a marilor oligarhi, a păpușarilor. Ei sunt singurii care au câștigat. Noi toți ăștia, 7 miliarde de oameni, am pus mână de la mână ca să îi îmbogățim pe ei. Nu ca să îi îmbogățim, ca să îi hiper-îmbogățim pe ei. Și iată, acum culegem roadele. Acești hiperi, acești monștri de bogăție fac ce vor ei pe planeta asta. Crime, războaie, jaf. Cu ajutorul marionetelor lor, politicienii, prin care reușesc să îngenuncheze statele și popoarele. Un alt lucru important, tot din punct de vedere al legislației, veți zice, cum vom face treaba asta? Foarte simplu. Averi peste 100 de milioane de euro, e un exemplu, nu e neapărat nevoie să fie suma asta, impozit 100%. Tu poți să ai astăzi 100 de milioane, să zicem, 1 miliard de euro avere. Frumos, faci o listă cu ce păstrezi în limita 100 de milioane și restul, indiferent că sunt bani depuși în bancă, indiferent că sunt active de forma fabrici sau mai știu eu ce, intră ca active la bugetul statului. Devin fabrici de stat. Statul, foarte simplu. Statul nu trebuie să păstreze o fabrică. Să zicem că fabrică, e o fabrică privată. Aici, în România. Și omul care o deține are o avere de peste 100 de miliarde, de 100 de milioane. Și dă fabrica. Statul nu devine că ne ducem la socialism dacă devenim totul industrie de stat. Nu! Statul o transformă în acțiuni și o scoate la bursă, la vânzare. Iar oamenii, cetățenii României, vin și cumpără acțiuni. Eu cumpăr 5 acțiuni, altul cumpără 20 de acțiuni și așa mai departe. Se reprivatizează, se naționalizează practic fabrica și se reprivatizează. Și în final se regăsesc la bugetul statului bani din vânzarea acțiunilor. Deci, practic, statul îi vinde fabrica și intră la buget banii și fabrica are un nou acționariat. În felul acesta nu vor mai exista oameni cu puteri și influențe extraordinar de mari, iar valorile stocate astăzi, imense, în conturi, în bănci, care nu se mai pot întoarce pe piață, se vor întoarce pe piață și vor contribui la bunăstarea economiei și la creșterea nivelului de trai al populației. La fel vreau nici TVA-ul nu-i normal să fie la fel. TVA-ul trebuie să fie impozitul principal. Eu cred că trebuie să se termine cu tâmpenia asta de astăzi, cu 100 și ceva de taxe și impozite. Cred că sunt necesare 3 taxe. TVA, impozit pe profit și impozit pe cifra de afaceri. TVA-ul trebuie să fie diferențiat. Pentru că sunt oameni săraci, cei de la baza societății, care nu își permit să cumpere decât mâncare și să-și plătească întreținerea. Oamenii ăștia trebuie să fie protejați. Prin TVA redus la mâncare, protejezi clasa de jos, oamenii săraci, care au acces la mâncare la un preț decent. De ce e nevoie de TVA-ul acesta redus la mâncare? Ca să nu mai existe oameni în secolul 21 care fac foame. De-aia. De ce trebuie impozit pe profit? E logic. Pentru că se creează venituri la bugetul statului. Cu cât câștigi mai mult, să plătești statului impozit. Iar impozitul pe cifra de afaceri este destinată corporațiilor. Trebuie viitoarea economie meritocrată, va fi o economie care încurajează distributismul, IMM-urile, să fie multe, foarte multe întreprinderi mici și mijlocii, astfel încât să fie mulți oameni care să trăiască bine, să se creeze o pătură de mijloc, o clasă de mijloc foarte mare, de peste 80% din populația României, să fie mai toți oamenii, să fie, să zic, 60-70% din oameni, să fie proprietari de companii, de mici afaceri, afaceri de familie, cum s-ar spune. Da, dar corporațiile trebuie descurajate. Ce fac corporațiile în orice economie? Acționează ca niște aspiratoare de capital. Suc banii de pe piață și îi stochează. Asta înseamnă sărăcire.
Ei bine, asta trebuie să înceteze. Veți spune că nu, că ăsta, corporația, suge capitalul, face stocuri mari, dar după aia reinvestește. Nu reinvestește. Nu reinvestește de ce? Pentru că investițiile înseamnă consum. Astăzi trăim într-un moment în care deja am ajuns la un supraconsum care nu mai poate să crească exponențial ca până acum, care devine asimptotic. Se oprește. Supraconsumul se oprește. Asta ce înseamnă? Că se opresc investițiile. Nu mai am de ce să fac o fabrică de mașini când mașinile nu prea se mai vând și așa, la câte fabrici sunt. Nu mai am de ce să fac încă o fabrică, să investesc într-o fabrică de computere, că uite, că s-a cam saturat piața. Și atunci banii aia se mai pot întoarce, stocurile alea imense ale corporațiilor, câștigurile lor imense, se mai pot întoarce pe piață, nu ca investiții, ci doar prin bănci, sub formă de credite. Dar iată, nici creditele nu mai funcționează. Și acolo s-a ajuns la saturație. Nu mai există eligibilitate. Toți care puteau să ia, au luat. Și atunci banii rămân blocați în bănci, nu se mai pot întoarce în piață și înseamnă sărăcie asta. Piețile sunt ceea ce vedeți astăzi în România. Nu mai există fonduri, nu mai există bani în piață. Băncile au bani, ar vrea să dea credite, dar nu mai au cui, că nu există eligibilitate. Ei bine, toți banii aia din bănci sunt băncile marilor corporații și a marilor bogătani de pe planetă. Dar banii aia au ieșit din piață sub formă de profituri imense și jaf, dar nu se pot reîntoarce. Și ajungem la o criză fantastică care se perpetuează și care nu are sfârșit decât prin schimbare de paradigmă economică. Doar prin schimbarea sistemului economic, trecerea la meritocratism, se mai poate revigora economia, se mai poate ieși din criză. Și ajungem aici, exact la acea lege, ca toate averile de peste 100 de milioane să fie impozitate 100%. Adică toate averile mari din bănci și active ale hipercorporațiilor să fie practic confiscate, naționalizate, luate de stat, iar statul să le arunce din nou în piață, cum? Sub formă de irigații, de șosele, de școli, de spitale. Astea niciodată nu le vor face oligarhii și corporațiile. Niciodată nu o să vină să zică oligarhul, bă, am 100 de miliarde de dolari, hai să fac școli și spitale și grădinițe pentru oamenii țării. Nu, dar statul o face. Niciodată nu va veni oligarhul să zică, bă, ia să organizez eu să fac irigații pentru toată câmpia română. Și dacă ar vrea, nu se poate. Asta poate să facă doar statul. Și așa mai departe. Deci, printr-o schimbare de paradigmă, prin trecerea la meritocratism, toți acești bani, tot acest capital imens blocat astăzi în bănci, poate fi readus în piețe și poate fi rezolvată criza economică. Altfel nu se poate ieși din criza economică actuală. Idioții ăștia de păpușari cred că se poate ieși printr-un nou război mondial și asta pun ei la cale acum. E așa zic, că dacă omoară 6 miliarde din 7 miliarde de oameni, s-a rezolvat problema. Corect, au dreptate și așa se poate rezolva. Și apoi o nouă ordine mondială și nu știu ce, și iar o resetare de la zero a capitalismului sălbatic, dar nu cu 7 miliarde de cetățeni, ci cu 1 miliard pe planetă. Și așa se poate. Alegeți voi, dragii mei. Visul meu este altul. Un alt lucru care mă doare foarte mult, vă spun sincer, și este un vis de-al meu ca viitoarea societate să nu mai existe abandon al copiilor, să nu mai existe orfelinate. Sigur că de așa asta se leagă de sistemul social și economic. Într-un sistem meritocrat, probabil că acest lucru nu se va mai întâmpla de la sine. Nu o să-ți mai abandonezi copilul pentru că n-ai ce să-i dai să mănânce, ci o să ai ce să-i dai să mănânce și atunci nu-l mai abandonezi normal. Sigur că nu o să mai se sinucidă copilul de dorul mamei, pentru că mama nu va mai avea de ce să meargă să spele la cur un boșoroc prin Italia, pentru că va avea servicii în România, decent, bine plătit, pentru că România va fi mult mai bogată, nemai plecând miliardele de euro sub formă de profit în Austria sau în America. Da. Asta va fi una dintre consecințele aplicării meritocrației. Probabil că nu vom mai avea cămine de copii abandonați sau în niciun caz nu atât de multe câte avem astăzi. Un stat umanist trebuie să se ocupe foarte mult de oamenii handicapați,
de copii și de bătrâni. În asta constă umanismul. Oamenii de succes, oamenii sănătoși, oamenii fericiți, trebuie să-și aloce o parte din timp și celor oropsiți, celor ce n-au avut noroc în viață. Adică copiilor orfani, bătrânilor abandonați și handicapaților. Trebuie să avem compasiune, generozitate, trebuie să avem mai mult suflet. Nu numai de Paște și de Crăciun. Tot timpul. Societatea trebuie să se ocupe de acești oameni defavorizați. Eu cred că și în domeniul politicii internaționale România trebuie să schimbe ceva. În primul rând trebuie să renegocieze tratatele cu Uniunea Europeană care au făcut din România o colonie. Pe scurt, găsiți aici mult mai multe. Dar pe scurt, cred că România ori își renegociază tratatul cu Uniunea Europeană astfel încât să fie pe picior de egalitate cu celelalte state și nu colonie ca astăzi, ori trebuie să ieșim din Uniunea Europeană. Punct. Asta este părerea mea. La fel și cu NATO. Dacă vrem să trăim bine, trebuie să înțelegem că nu războiul este soluția. România nu are ce căuta, după părerea mea, nici în tratatul de la Varșovia, nici în NATO, nici nicăieri altundeva. România trebuie să fie prietenă cu toate statele, să se ajute cu celelalte state, dar nu să facă parte dintr-o organizație care, iată, creează de 50 de ani războaie peste tot în lume, în scop de jaf pentru păpușari. NATO este astăzi un instrument de care se folosesc păpușarii ca să jefuiască Irakul, Afganistanul, Libia, Siria, Iugoslavia și așa mai departe. Iar noi suntem părtași, fără să avem nimic de câștigat. Chipurile securitate, nu. Pe noi nu ne atacă nimeni, nici bulgarii, nici iugoslavii, nici ungurii, nici ucrainenii, nici rușii. Rușii, dacă ne vroiau, nu plecau din România în 1950. Nu ne vor. Pentru că au atâta înțelepciune să-și dea seama că un popor nu poate fi cotropit, nu se poate pune mâna pe ceva cu deasila. Nu există așa ceva. E ca violul. O femeie, dacă o violezi, nu poate să fie a ta niciodată. O femeie violată poți să o ai atunci, 5 minute. Dar nu poate să fie a ta, nu poate să te iubească. Nu poate să fie soție. Dragii mei, acum, în finalul emisiunii de astăzi, vă doresc tuturor să-mi împărtășiți visul. E nevoie să ne unim sub acest vis cu toții ca să-l putem face realitate, să-l putem împlini. Și vă doresc Paște fericit, cu Dumnezeu înainte.